dimineața. Sunt astăzi cu Anca, Mărță și Sabin în Snagob. Vreau să facem așa o tură ușoară în casă pe care l-am găsit. Din păcate tot pe bike map. Asta se deschide link-ul către harta traseului. Un traseu care are potențial să fie super drăguț așa. Traiul Bucureștiului. Am ieșit de pe drum asfaltat frumos și am fost pe un drum care e semi-asfaltat. Semi-asfaltat, așa, abraziv. Nu știu cum să-i zic. Vrei să urci un pic la Gnesesc cu Michidonul? Da, sigur. Trebuie niște rapid, deci Michidonul la încă e. Este foarte la. Vreau să dau cum să încerc un pic cum e ghidonul meu care e ceva mai îngust. Mi-a zis că cred că e prea îngust. El e de 770 mm, mi se pare. A mea e de 680. Cred că e sweet spot, e undeva la 700-720. Cum e? Bă, îți mergi și bicicleta. Nu mi se pare că se apasă la fel de bine frâna ca la mine. Păi sunt noi încă. Și încă sunt sunt și diferite, e diferită maneta. Merge mișto bicicleta. Am băgat o grămadă de bani iar, face bine. Da. Cu ghidon de bani cum e? E bine. Eu cred că totuși. E prea mult, știu. Pe asta mă gândeam că asta la tine e de 770 mm, de 77 cm, la mine e de 68. Și cred că sud pot e undeva la 720, 72, acolo. Am ieșit de pe drum asfaltat, ne rupim pe un drum de piatră. Și acum am ieșit pe această cărare de pământ, așa. Foarte drăguț. Nu foarte mult, o să facem stânga un pic mai în față pe unul mai principal. Da, într-adevăr. Mai e mult? N-am nicio idee. Stai ca să mă regăsească. Arcadă! Uite la cap. Gat. Da. Asta crezi, deci dacă nu e, mergem pe asta și gata. Că ăsta e mai principal. E și un capăt de drum. Da, pe puteți merge pe asta acolo. Că și traseul se mai ducea până mai încolo pe acolo. Nu știu bine. Pare drăguț pe aici. Că nu e ce? Da. Am deviat de la traseul de pe bike map pentru că e băgat prin niște porțiuni care nu-mi păreau foarte populate și era crescut destul de mare iarba și pânze de pe aici. Și cred că cât de cât să ne ținem de bucla mare pe care am făcut-o după care a registrat traseul, dar pe unde ni se pare și înseamnă că e mai ok. Poate ca. Da, le văd.
Sunt trei. Se duc că sunt în alergare. Nu cred că apucă să le vadă. S-au dus. Erau trei căprioare. Da, dar nu cred că o să le vadă. Au fugit, veneau în alergare din stânga și au trecut așa printre pomi, da, nu se vedeau foarte bine, erau departe. Da, da. Nu pare că mai avem unde merge de aici. Da. Să se întoarcem și facem pe primul drum care se poate la dreapta. Mergeam liniștit pe acest traseu pietruit. Și am găsit asta. Este un cartuș, un post cartuș. Ce rămâne după ce tragi cu arma. Nu că se mai vânează pe aici. Abar n-am. Am zis, ne băgăm prin pădure de dreapta. Părea că e un grup forestier. Dar am mers un pic pe el. Și pe unde se ducea băiatul care a înregistrat traseul se înfunda efectiv în iarbă. Așa că am abandonat pe acolo. Aversăm pădurea pe acest drum asfaltat. Și în fața ar trebui să putem să ne băgăm din nou pe dreapta pe un alt drum. Zici la pedale. Cine trebuie, mă? Știți cine trebuie? Să nu omor remorca de aia de bicicletă. Să ferești noi un grătar. Și să mergeți mai și noi un grătar. Iarbă verde așa. Hai, ce mișto! Au! Da, cu camera de așa. Ce-mi place drumul ăsta. Drum de ăsta vreau așa mult. Am ieșit la asfalt? Da, da. Mai mers un pic asfalt și acum am intrat din nou pe un drum forestier. E cam ultima parte din traseul pe Bainer. Din păcate n-am putut să ne ținem de el foarte mult. Am mai improvizat pe multe locuri, dar în mare am putut așa să ajungem unde am mai ajuns și el.
când îți lași mașina așa, mă? Cum s-o lași așa, mă? Așa e. Hai. Gata. Calea de întors. Da. Cam asta ne-a fost pe astăzi. Cum venim de ajunge la mașină. Punem clip pe sus. Și apoi mergem spre București să mâncăm ceva, că ne cam fără. Într-o o tură de relaxare așa, în afara Bucureștiului, merge și pe aici. Din păcate nu e niciun fel de diferență din el, este doar plat. Și atunci merge și așa, oarecum anul ăsta, zic. Gata, am montat și bicicletele pe mașină. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut clipul ăsta. Apăsați și subscribe să ne vedem și în următorul. Și poate vă plac și clipurile astea două pe care le listează YouTube aici în dreapta sau stânga. Pa, pa!